mai bine să muncim în grupuri și în ateliere de lucru. Vă doresc succes. Deja când vin de acum a patra oară și vă văd, deja mă simt că așa, foarte confortabil să vă spun, pentru că îmi pare bine că toate persoanele deja participă, adică le place și evident înseamnă că o să avem produs. Succes și la lucru! Cunoaștem cu toții că în luna septembrie se preconizează lansarea competiției pentru proiectele din fondurile UE, proiectul programul transfrontalier. Și de asemenea, posibil, poate domnul director de la ADR știe mai bine, și concursul pentru proiecte regionale. Se știe ce lucru. Se presupune, da. Plan de lucru. Evident că întotdeauna o instruire ține de doi factori. Câteva componente au unei cereri de finanțare. Deci am vorbit data trecută despre tipuri de acțiuni pentru proiecte regionale, grupuri de acțiuni pentru proiectele europene. Am adus exemple cum și metode cum se formulează o activitate detaliat. Și la urmă, în a doua jumătate zilei, am vorbit despre metodologia care trebuie aplicată pentru unele sau altele tipuri de proiecte. Analizat formularele de evaluare. Nu chiar a fost foarte clar percepută această limite sau limite de divizare dintre activități și metodologie. De ce? Haideți să începem așa puțin, să încercăm să mai plăsăm accent. Evident, justificarea proiectului sau descrierea problemei sau numiți-o cum știți dumneavoastră, da? Ceea ce scriem noi, clientele, sub activitate, dacă doriți, trebuie descrisă. Pe ce punem accentele? Deci trebuie să o descriem detaliat. Deci ceea ce dorim noi să facem, trebuie să descriem detaliat. De ce timp de o lună? Deja vorbim mai departe. Așa. Deci, ce resurse umane, materiale, financiare știm? Haideți să vedem ce mai avem aici. Care sunt datele de începere și terminare a sarcinii? Răspunsul vă va ajuta să dați seama dacă veți avea oameni necesari pentru ducerea activităților la bun și sfârșit. Deci, iată, aici noi am vorbit despre resursele umane. Eu aici vreau să vă fac o mică paranteză. Iată linia aceasta de divizare pe care...